s-au afișat rezultatele la evaluarea națională. Elevii de clasa 8-a au trecut de un prim hop, însă pentru aceștia emoțiile nu s-au terminat. Urmează încă o perioadă tensionată până în data de 24 iulie, atunci când se vor afișa rezultatele repartizării pe licee. Rezultatele au fost afișate până la ora 12. Elevii au putut să-și afle notele în baza unui cod unic care înlocuiește numele și prenumele candidatului atât la avizierele unităților de învățământ cât și pe site-ul Ministerului Educației. Cei nemulțumiți de rezultatele obținute vor putea depune contestații. Acestea vor fi soluționate în intervalul 4-9 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 9 iulie. În județul Hunedoara, la examenul de evaluare națională, au fost înscriși un număr de 2736 de absolvenți de clasa 8-a. Prezența a fost de 95,02%, ceea ce înseamnă că au fost prezenți 2600 de elevi. Rezultatele sunt următoarele. Am înregistrat un procent de 73,38% a mediilor mai mari sau egale cu 5. Dacă ne uităm pe discipline, la limba și literatura română, 2042 de elevi au obținut note la limba și literatura română 5 sau mai mari decât 5, un procent de 78,35%. Avem și 7 elevi care au obținut nota 10 la limba română de la următoarele unități de învățământ. Colegiul Național Decebal din Deva, 3 elevi, Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva, 2 elevi, Școala Gimnazială Șoimuș, 1 elev și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu Brad, 1 elev, cu nota 10 la română. Pentru matematică, situația se prezintă în felul următor. Avem un număr de 1728 de elevi care au obținut note mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezintă un procent de 66,43%. Și aici am înregistrat 7 note de 10, iar elevii provin de la următoarele unități de învățământ. Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva, 2 elevi, Colegiul Național Decebal din Deva, 1 elev, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani, 1 elev, Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara, 1 elev, Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva, 1 elev și Școala Gimnazială numărul 4 Vulcan, tot 1 elev, cu 10 la matematică. De asemenea, la limba și literatura maternă, avem 57 de elevi care au obținut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce corespunde la un procent de 77,02%. Totodată, aș dori să precizez faptul că avem 2 absolvenți de gimnaziu care au încheiat examenul de evaluare națională cu media 10. Este vorba de eleva Băluș Daria Maria, de la Colegiul Național Decebal din Deva, și Pleșa Mastici Patricia, de la Școala Gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Le felicit, suntem mândre că, iată, avem și în acest an elevi de nota 10, cu media 10, și fac cinste județului nostru. Din comunicatul transmis de Ministerul Educației, la nivel național, în acest moment, sunt peste în jur de 60 de elevi care au obținut media 10, iată, avem și noi în județ 2 cu media 10. Sigur, rezultatele au fost comunicate pe baza unui cod unic pentru fiecare candidat. Ei au acest cod unic și pot analiza fiecare notă. Au posibilitatea să depună contestație. Astăzi se pot depune până la ora 19 și mâine, 4 iulie, între orele 8 și 12. În perioada următoare se vor soluționa, reevalua lucrările contestate, iar în data de 9 iulie se vor comunica rezultatele finale. Aș dori să mai fac o precizare referitoare la depunerea contestațiilor, să analizeze cu multă atenție, să se gândească foarte bine la ceea ce a scris copilul pe lucrare, să compare cu baremul de notare, foarte important să fie consultat baremul cu multă atenție. Și doar dacă există motive întemeiate să depună contestația respectivă pentru care acest drept. Însă în momentul în care lucrarea este contestată, lucrarea va fi reevaluată de către alți evaluatori categoric și nota poate să fie mai mare sau mai mică. Iar nota de la
contestații este nota finală din cadrul examenului, indiferent de diferența între nota de la contestație și nota inițială. Deci nu putem alege între nota inițială și nota finală. Nota de la contestație este cea finală. Aceasta este recomandarea. În rest, îi felicit pe toți elevii și le doresc mult succes în cadrul etapelor de admitere, să consulte cu atenție calendarul de admitere, să respecte fiecare etapă, să solicite sprijin din partea diriginților, din partea cadrelor didactice, din partea consilierilor din unitățile de învățământ, atunci când vor completa fișele de înscriere, astfel încât fiecare elev să-și maximizeze, să spun așa, șansele de a fi admis la liceul și specializarea dorită. Emoțiile încă nu s-au încheiat și asta pentru că notele obținute de elevi îi ajută să intre la liceul mult dorit, după ce va avea loc repartizarea în funcție de opțiunile selectate.